Ești în căutarea unui SUV de talie mare, dar nu știi ce să alegi? Ei, iată că Mercedes-Benz îți propune noul GL, un model care de curând a venit în Moldova. Află că prețul acestuia de start pornește de la peste 60.000 de euro, dar în minutele care urmează îți voi spune cum poți crește această sumă până la peste 93.000 de euro, atât cât costă acest exemplar. Dar până ajunge la prețurile pentru versiunile noului GL, să vorbim mai întâi despre această mașină. Să începem cu felul cum arată. Mercedes-Benz GL de nouă generație a păstrat foarte mult din aspectul modelului precedent, iar motivul este cât se poate de simplu. Predecesorul acestui GL este cel mai popular SUV cu 7 locuri din SUA, fiind construit special pentru piața nord-americană. Iar deoarece Mercedes-Benz își dorește să mențină acest rezultat, noul GL arată mai modern, dar totodată destul de familiar pentru a se bucura de reputația câștigată de modelul precedent. Exemplarul din imagini vine echipat și cu un pachet sport AMG pentru exterior de peste 4.000 de euro, ce-i conferă o aparență mai agresivă și dornică de viteză, în mare parte datorită jantelor AMG și bamperelor noi cu niște prize de aer enorme. Dar nu numai sportivitatea contează la un GL, ci atmosfera plăcută a habitaclului, confortul suprem oferit pasagerilor și spațiul pentru bagaje de-a dreptului impresionant. Află că un Mercedes-Benz GL poate transporta la bord până la 7 persoane și asta pentru că germanul este dotat cu 3 rânduri de scaune. Bun, în cazul în care trebuie totuși să transporti și bagaje ceva mai voluminoase, rândul 3 poate fi rabatat cu multă ușurință doar prin apăsarea câtorva butoane. Ca să fiu mai exact, cu rândul 3 de scaune rabatat, GL îți pune la dispoziție 680 de litri, iar dacă renunți și la bancheta din mijloc, volumul destinat bagajelor crește până la fabuloasa cifră de 2300 de litri. Atunci când au lansat pentru prima dată GL, fanii Mercedes-Benz s-au arătat nemulțumiți de acest model și asta pentru că foarte multă lume au crezut că acesta este înlocuitorul lui G-Class. Într-o oarecare măsură, germanii chiar și-au dorit acest lucru, însă datorită criticilor nu au scos de pe linia de asamblare legendarul G-Class. Astfel, GL este mai mult un S-Class printre SUV-uri și nouă mașină de teren cu care te poți aventura foarte tare în off-road. Drept confirmare pot să vă spun că GL a preluat de la S-Class majoritatea sistemelor care fac din această limuzină unul dintre cele mai performante și înalt tehnologizate automobile din clasa sa. GL-ul testat de mine este echipat cu un sistem inteligent de iluminare care se adaptează automat la condițiile de trafic, urmărește virajele și comută automat farurile din faza lungă în faza scurtă. Urmează sistemul de parcare, susținut de 4 camere video și o sumedenie de senzori și sistemul comand online, folosit pentru a naviga pe internet. Să nu uităm nici de tot felul de sisteme de prevenire a accidentelor, capabile să aplice automat frânele în cazul în care coliziunea devine iminentă sau să-i recomande celui de la volan să facă o pauză atunci când senzorii detectează că este prea obosit pentru a conduce. În mod special, mi-a plăcut asistentul de stabilizare la vânt lateral, care ajută șoferul să mențină traiectoria mașinii. În cazul în care senzorii vor detecta rafale puternice de vânt lateral, sistemul va aplica în regim automat frânele pe roțile de pe partea de unde bate vântul, corectând astfel traiectoria autovehiculului. Modelul pe care îl conduc este dotat cu o suspensie pneumatică datorită căreia cu butoanele de aici pot face mai multe lucruri și anume pot selecta modul de rulare sport sau confort. În modul sport, amortizoarele se vor întări și suspensia va deveni mai rigidă, astfel vei simți fiecare groapă și denivelare din asfalt. De altfel, nu prea ți recomand acest mod pe drumurile din Moldova, decât doar atunci când rulezi pe autostradă cu viteze mai mari. Și asta pentru că GL, datorită centrului de greutate mai înalt și a greutății destul de mari, se lasă foarte tare în viraje. Astfel, dacă vei rula cu viteze de peste 100 de km la oră sau chiar 120, ar fi mai bine să selectezi modul sport. În rest, modul confort este cel mai indicat pentru țara noastră. Și asta în ciuda faptului că este dotat cu roți de 21 de inci. Nu vei simți denivelările din asfalt atât de mult. Te vei bucura de o călătorie plăcută și foarte, foarte confortabilă.
Izolarea fonică ce îi protejează pe cei din GL de zgomotele din afara mașinii este una dintre cele mai bune pe care le-am întâlnit vreodată. Sunetul propriului claxon de-abia se aude, nici vorbă de vuietul motorului, iar cât despre zgomotul de afară, acesta acolo rămâne. În rest, cu butoanele de aici pot ridica și garda la sol a mașinii și de altfel tot de aici pot activa sistemul de coborâre în pantă, datorită căruia atunci când vrei să cobori pe o pantă ceva mai abruptă, va trebui să iei piciorul de pe pedala de frână, ceea ce este ceva mai straniu, și să lași mașina să facă totul de sine stătător. Și crede-mă că o va face într-un mod foarte spectaculos. Apropo de roțile despre care vă spuneam că au dimensiuni de 21 de inci, vorbim cu unul dintre operatorii noștri, i-am spus că prețul acestora pot ajunge chiar și la 2000 de euro pentru un set, la care am primit un răspuns foarte sincer, dar totodată amuzant, că este exact suma cât costă mașina pe care o conduce el. Deci nu foarte multă lume își va permite nu doar să cumpere această mașină, dar chiar să o întrețină. Avem foarte mulți concetățeni care, strângând o sumă de bani, o dau pe toată pe o mașină, dar din păcate nu se gândesc că trebuie întreținută la un nivel foarte înalt. GL este una din acele mașini. 2000 de euro pentru un set de roți, iar deservirea tehnică care are loc anual îți va lua la fel foarte mulți bani. Și dacă tot vorbim de bani, aflați că prețul de start pornește de la 68.000 de euro, ce vor fi plătiți pentru un GL 350 Blue Tech și poate ajunge la 123.000 de euro în cazul dacă vă interesează un GL 63 AMG cu 557 de cai putere sub capotă. Automobilul condus de mine costă 93.000 de euro. De vină sunt opționalele de peste 20.000, care au inclus pielea naturală cu sută manual, inserțiile superbe din lemn natural, pachetul exterior AMG, cel interior designul exclusiv și o mulțime de sisteme de asistență ultramoderne. GL este pentru cei care au o familie mare sau sunt iubitori de mașini foarte mari. De altfel, oameni cărora nu le place să ruleze cu foarte multă viteză. Această mașină nu a fost făcută pentru asta, chiar dacă motorul de 3 litri turbo diesel poate să ducă SUV-ul cu o greutate de peste 2 tone la o viteză de peste 200 de km la oră sau să atingă prima sută în 7,9 secunde. Aș vrea să vă divulg un lucru, să știți că acest exemplar este deja vândut în ciuda faptului că costă peste 93.000 de euro, iar proprietarul a fost destul de amabil ca să ni-l ofere pentru acest test drive, doar cu condiția ca să nu parcurgem prea mulți kilometri. Vreau să vă spun că în cazul în care vă doriți și dumneavoastră o astfel de mașină, aflați că va trebui să așteptați până în octombrie 2013, și asta pentru că toate exemplarele sunt deja vândute. Acesta a fost testul meu cu Mercedes-Benz GL, un model foarte încăpător care stă foarte bine pe asfalt, dar cu care nu prea ți recomand să ieși prea mult în off-road. Nu poți avea pretenții de la un astfel de model decât doar că este prea scump și nu-l putem avea cu toții.